Astăzi a fost aprobat bugetul județului pentru anul 2023. Acesta a fost aprobat de către consilierii județeni. În cadrul ședinței Consiliului Județean de astăzi a fost aprobată și lista de investiții pentru anul 2023. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, continuă implementarea de proiecte menite să vină în sprijinul cetățeanului. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Județean Mehedinți din 31 ianuarie 2023. Prin dispoziția numărul 21 din 27-a, a convocat Consiliul Județean Mehedinți în ședința ordinară astăzi, 31 ianuarie 2023, ore 14. Punctul 13 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 19 pe 2023, privind aprobarea bugetului propriu al județului, cod 02, bugetului fondurilor externe nerambursabile, cod 08, a listei de investiții a județului, a listei de investiții cu obiective finanțate din fonduri externe nerambursabile, cod 02, a listei de investiții cu obiective finanțate din fonduri externe nerambursabile, cod 08, și a listei de investiții pentru obiective finanțate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului și anume calamități pe anul 2023. Cine-i pentru? Abțineri, împotrivă. Astăzi am aprobat bugetul județului, un buget care cuprinde o sumă record de peste 50% din valoarea bugetului pentru a putea finaliza până la sfârșitul acestui an toate obiectivele de investiții pe care ni le-am asumat și mă refer în primul rând la obiectivele de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile, pentru că multitudinea de proiecte pe fonduri europene au ca termen de finalizare 31 decembrie 2023. Am asigurat cota de cofinanțare pentru toate proiectele pe fonduri europene, de asemenea am asigurat cheltuielile neeligibile care ni le-am asumat pentru aceste proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și de asemenea am asigurat în mare parte fondurile necesare pentru investițiile pe care le avem finanțate din bugetul propriu al județului, unele din ele fiind în continuare, adică începute în cursul anului trecut, altele fiind obiective de investiții noi pe care încercăm să le implementăm anul acesta, eventual să le terminăm în 2024.